De curând a apărut informația că mai multe artere centrale ale Clujului ar urma să se închidă complet timp de un an, pe durata derulării proiectului metroului. Încă nu s-a confirmat oficial, dar a avut același efect cu știrea despre scumpirea benzinei sau a uleiului. Lumea a intrat în panică și de data asta cu motiv. Clujul este aglomerat, acesta este deja un truism, se poate mai aglomerat de atât și încă ceva, constrângerile din trafic pentru metrou se vor suprapune peste constrângerile cauzate de lucrările la centura metropolitană. Are cuvântul groaznic termen de comparație, pentru că, academic sau nu, va fi foarte groaznic de circulat la Cluj. Vor decide cetățenii șoferi să își regândească modul de deplasare? Nu mai este mult timp până vom afla. Despre mobilitate discutăm astăzi la Real Estate Agenda, că e rudă dulce cu urbanismul. Bine v-am găsit, sunt Ionel Lescuc, jurnalist Media 9. Ne vedeți pe pagina de Facebook Napoca Live. Invitatul meu de astăzi este domnul Nicolae Filip, care este decanul Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică din cadrul UTCN. Vă salut, domnule profesor! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți practic, nu știu dacă cel mai mare specialist în ceea ce privește mobilitatea, dar unul dintre marii specialiști ai Clujului. Ați colaborat la, probabil, la foarte multe dintre studiile de trafic care se solicită la Cluj sau pe care le face chiar primăria. Așadar, cred că putem să vă numim cel mai important, sau mă rog, cum spuneam, unul dintre cei mai importanti specialiști în domeniul acesta. Nu vreau să vă laud, dar mulțumesc, asta e situația. Ideea este că, sigur, am o activitate destul de bogată în domeniul traficului și susținută, și relevanța acestei activități, această relevanță este dată de măsura în care ceea ce realizăm noi în cadrul Laboratorului de Trafic și Securitate Rutieră, pentru că alături de mine este un corp de colegi, cercetători și studenți care lucrează, relevanța o dă măsura în care se aplică, măsura în care este validată de societate munca noastră. Domnule profesor, haideți să ne uităm puțin așa din dronă de sus la Cluj-Napoca și pe care, sigur, un municipiu pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine în ceea ce privește traficul. Cum ne situăm astăzi? Dacă ne uităm dimineață, de exemplu, la ora 8 pe harta de la Google, este o hartă însângerată, plină de artere care plâng cu lacrimi de sânge roșii. Da, nu este nimic nou. Haideți să ne amintim că și înainte de pandemie situația era aproape aceeași. Era mergem, aceeași e un crescendo acum, în timpul pandemiei, la un moment dat a mai scăzut, dar nu pentru mult timp. Da, așa este. Sigur, nevoia de deplasare este clară și este justificată, este obiectivă. Nu este o deplasare de dragul deplasării, este o necesitate. Pe măsură ce activitățile economice, serviciile, activitățile noastre didactice cu studenții, să nu uităm, Clujul este un mare centru universitar. Deci pe măsură ce acestea încep să-și revină spre vină spre normalitate, sigur că și problemele de trafic încep să fie tot mai stringente și, bineînțeles, încep să apară foarte multe situații greu de gestionat în corelație cu structura rutieră, cu arterele rutiere pe care le avem în municipiu. Și ce e de făcut? Pentru că nu poți să mai lărgești arterele astea, ele le-am moștenit de foarte multă vreme. E o situație destul de grea și probabil că schimbarea trebuie să petreacă în mentalitatea șoferilor. Nu știu dacă se va întâmpla prea curând acest lucru. Aici sunt mai mulți factori. În primul rând, desigur, există această idee, transportul în comun trebuie să preia traficul individual efectuat cu automobilele, ori aceasta nu se poate întâmpla și văd că nu se întâmplă prea repede. Și bun, nu se poate întâmpla. Să fim de acord că pandemia a dat înapoi puțin procesul acesta, pentru că exista un proces, se vedea deja că oamenii încep să asculte ceea ce li se transmite dinspre primărie, luați mijloace de transport în comun, sunt moderne, sunt frumoase, sunt noi, mergeți cu ele. Când a venit pandemia, li s-a spus invers, nu vă mai aglomerați, stați mai la distanță. Da. Ei, așa este, sigur că trendul utilizării transportului în comun, în mod firesc, începe să crească din nou, să revină în parametrii normali. Dar doar transportul în comun
nu este modalitatea prin care să asigurăm o relaxare a traficului pe arterele Clujului. Pentru că nu se poate. Haideți să ne gândim, au apărut și se dezvoltă cartiere periurbane, cartiere în jurul Clujului. Ori, persoanele din aceste cartiere au nevoie de mobilitate, trebuie să deplaseze la servici, trebuie să deplaseze... Și nu sunt foarte bine deservite. Și nu au alternative. Asta, nu sunt deservite de mijloace de transport în comun. Încă foarte bine. Încă nu sunt. Este pe undeva un lucru foarte clar. Transportul în comun trebuie să se calibreze. Calibrarea se poate face de-abia după ce se încheagă o zonă, un cartier. Calibrare din punct de vedere a cadenței, da, să știți că a rutelor. E o întrebare interesantă asta legată de traseele companiei de transport public. Sunt ele bine gândite în acest moment? Adică răspund ele cerințelor clujenilor? Sunt în spiritul european, internațional, să spunem? Fac ceea ce trebuie să facă? În primul rând, fac ceea ce trebuie să facă datorită faptului că asigură prin cadență și prin conexiunea între punctele principale deplasări masive de călători. Pe de altă parte, sigur, totdeauna există loc și de mai bine și există și abordări care ar putea să fie accesate și cei de la compania de transport urban. Mă gândesc la hub-urile de transbordare, scurtarea rutelor, o rută de transport cu cât este mai lungă, cu atât, sigur, posibilitatea apariției întârzierilor pe rută sunt mai mari. Pe rute mai scurte putem gestiona mai bine acest timp de parcurs. Dar să știți că am auzit de la un domn care este specialist în transport public că Clujul ar trebui să deservi de rute care să fie mediane. Îmi pare rău, dar rutele principale sunt mediane. Rutele principale sunt mediane. Adică mergem pe conexiunile nord-sud, est-vest, ori dacă ne uităm pe harta liniilor de transport urban, asta există. Este un concept, într-adevăr, de bază în organizarea transportului public, dar din ceea ce vedem în liniile pe care circulă acum transportul public urban, este pe linii mediane. Face conexiuni între puncte principale pe acest criteriu. Da, dar asta, dumneavoastră spuneați că să fie cât mai scurte. Da, mă gândesc deci la hub-urile de transbordare cu referire la transportul acesta periurban din noile cartiere. Adică să colectăm, să fie colectați cum ar veni cei din Florești care merg toți până la Bucium, de unde sunt preluați de mijloace de transport urbane. Mă refer și la celelalte cartiere, spre Bună Ziua, în partea aceea, spre Becaj, la fel. Mă refer la zona Făgetului și mai sus de Zorilor, unde iar densitatea de locuințe crește și crește implicit densitatea populației. Și acolo se pot organiza asemenea rute mai scurte, poate nu neapărat cu acele autobuze mari de 105 locuri sau 103 locuri, așa, cu microbuze, cu microbuze care să colecteze și care să asigură o conectivitate și acestor zone cu orașul. S-ar putea. Dar dacă transportul public ar circula impecabil, și deja sigur că circulă destul de bine, așa este. Cum spuneam, și autobuzele sunt moderne, va exista acel declic în capul șoferului să decidă, sau ce ar trebui să se întâmple în capul șoferului să aibă acel declic? Să-și lase mașina acasă, din Mănășturi să meargă cu autobuzul, sau din Grigorescu sau din Gheorgheni, să meargă cu autobuzul până la serviciu, în centru, în caz că sigur are serviciu în centru. Vă dau un exemplu. Mă refer la liniile acestea, benzile dedicate transportului public. Aceste benzi dedicate au făcut ca o parte din locuitori să-și lase automobilul acasă, să constate că mergând cu autobuzul pe linia dedicată face mult mai puțin timp. Câștigă timp, ajunge just in time acolo unde are nevoie. Și au spus, am avut discuții,
cu colegi, cu oameni, mă întreabă și spune, da, zice, pentru mine e mai ok să merg cu autobuzul pentru că fac mai puțin timp. Asta înseamnă că ar trebui să extindem liniile acestea discuție dedicate peste tot în oraș. Cât numai mai că mult, noi... nu se poate peste tot. Sau cât mai mult. Nu se poate. În Grigorescu, de exemplu, nu se poate. În momentul în de zorilor față, s-ar putea. Da, în zorilor ar fi o posibilitate, dar există zone în care, într-adevăr, s-ar putea cu un minim efort să extindem, însă trebuie să nu uităm, rețeaua stradală este extrem de înghesuită și clădirile sunt atât de aproape de drum încât este greu să șeruim spațiul existent atât pentru pietoni, pentru bicicliști și pentru transportul general, mă refer aici la utilizarea generală a autoturismelor, și să ne rămână și o bandă de bus. Dar să știți că am fost la Budapesta anul trecut și aveau bandă de bus pe bulevard și bandă de transport general. Busurile treceau pe lângă noi în viteză și noi stăteam în trafic foarte, foarte mult. Așa este. Și atunci, evident că, bine, noi ca turiști era destul de complicat să nu știam liniile, nu știam multe lucruri, sigur, la limită puteam să facem și asta, să mergem cu transportul public, dar cei care erau locali și taxiurile erau în acea situație, și taxiurile treceau pe banda dedicată busurilor, la Budapesta, să știți că așa se întâmplă, și cei care erau în trafic cred că au regretat că nu și-au lăsat mașina acasă, sincer. Acum depinde de natura deplasării. Vedeți, neastră, o bandă dedicată nu poate să asigură o conectivitate pe criteriul origine-destinație, funcție de tipul deplasării sau cerința mea de deplasare. Pe de altă parte, să nu uităm, noi dăm totul sau dăm foarte mult vină, să spunem așa, sau dăm încărcătură pe deplasarea cetățenilor de acasă la servici și înapoi. Dar nu este așa. Într-adevăr, au o pondere însemnată, dar să nu uităm că este o componentă a traficului urban, este traficul de servicii. Și acesta reprezintă circa 35-40% din traficul zilnic. Este traficul... Bun, pe aceea nu-i scoatem. Da. Pe aceea nu putem. Da. Nu avem cum. Nu avem cum. Iar pe de altă parte vorbim de conectivități multiple, de aceea spun că hub-urile de transbordare sunt și trebuie să fie, și am înțeles că sunt în atenția celor de la compania de transport, sunt o șansă să creștem numărul celor care se deplasează cu mijloacele de transport în comun, este o șansă să scădem în același timp prezența autoturismelor în centrul orașului, în zonele aglomerate. Bun, o cheie, să spunem, a întregii povești ar putea să fie realizarea acelui puz mărginaș, cum se numește la primărie, adică zona aceea de lângă Platinia, care ar urma să se modifice și care ar determina, din câte am înțeles chiar și de la dumneavoastră în trecut, schimbarea de sens, să zicem, pe moțiilor, adică acolo se va face un sens unic și lucru care e foarte contestat, am văzut de șoferi, și introducerea benzii dedicate pentru busuri, inclusiv pe moțiilor, pe calea Mănășturi. Da sau nu? Dați din cap și nu înțeleg dacă e da sau nu. Este și da, este și nu, ca de obicei în toate sunt și păi nu, bune. Adică, practic, să fie pe toată axa est-vest, asta e importantă. Corect. Și aglomerată, fără să discuție. Existe banda dedicată, da, pentru că acum e ruptă. Da, așa este. Acum, noi am analizat în cadrul laboratorului, am simulat aceste posibilități și posibilitatea acestei benzi dedicate. Este clar, este posibilă. Și este posibil. Am spus corect, da? Cu sens unic pe emoțiilor. Nu susțin sensul unic pe emoțiilor. L-am văzut în raportul primarului, să știți. Eu nu susțin sensul unic pe emoțiilor din punct de vedere tehnic. Este opinia noastră, opinia mea, opinia laboratorului. Opinia primăriei totuși parcă e alta, adică dumneavoastră sunteți în Comisia de Siguranță Circulației, da, și acolo s-a discutat despre, da, asta. Este posibil, probabil că am lipsit la acea ședință în care s-a discutat. Nu, deci decizia finală știu că oricum nu s-a luat încă. Până nu se termină povestea de la Platinia, până atunci nu are sens să ia o decizie definitivă, deci de ce s-ar lua.
Nu, trebuie să nu uităm, moților, este o stradă de legătură cu două benzi pe sens, este o stradă generoasă și este o stradă care își îndeplinește funcția. Își îndeplinește funcția. Problema se pune în momentul în care creăm alternanță, sens unic spre centru, să spunem, și sensul dinspre centru să-l redirecționăm. E, atunci o să înceapă... Eu știu că e invers, dinspre centru se va circula, da, și e complementar cu clinicilor. Da, clinicilor, îmi intră în Lucian Blaga, o piață care deja are penalizări de trafic destul de serioase și aceasta nu mă încântă din punct de vedere a mișcării flotelor de autovehicule. Vedeți, noastră, trebuie să le înțelegem toate, că vorbim de mobilitate urbană. Trebuie să înțelegem și faptul că trebuie să creăm spațiu sau mod de manifestare a mijloacelor, de prezență a mijloacelor alternative de transport și bicicleta. Să încurajăm pietonalul central în zone de recreere, pe de o parte, dar să nu uităm că există o cerere de trafic, de transport cu automobilele, pe care nu o putem neglija și care nu este o cerere din confort, deci nu ca o idee de confort. Ci de nevoie. Este o necesitate. Și este o necesitate și trebuie să înțelegem această necesitate și să o analizăm în egală măsură cum analizăm și necesitatea de a aduce bicicleta cât mai aproape de transport, de un trafic efectiv, că deocamdată nu este. Este doar o deplasare care are deja o serie de avantaje, s-au creat premize tot mai serioase, să ne gândim și la conectivitatea pistelor de biciclete care începe să se contureze destul de bine, da? Dar să nu uităm că în egală măsură ne gândim și la benzile dedicate pentru transportul public și aceasta este o prioritate legată de mobilitatea urbană, dar totuși să nu neglijăm acest segment care are justificările lui ca prezență pe drumurile publice și o justificare clară. Da, și vedeți că vin lucrările la metrou și la centura metropolitană și tot ce am construit până acum s-ar putea să intre în pauză. Și benzi dedicate, pentru că se închide și 21 decembrie, dacă e adevărat ce spun colegii din media. Nu cunosc informații, dar haideți să luăm ca o supoziție că s-ar întâmpla așa ceva. Să vedem și ce ar presupune aceste lucrări de amploare, cu lucrări cu bătaie lungă din punct de vedere a traficului în general. Dar vă dau un exemplu. Acum câțiva ani s-a lucrat la podul Traian. Da, stați că s-a lucrat la Horea și la Bariți înainte. Da. Amintesc că nu s-a putut circula pe Horea. Da, da. Dau exemplu doar podul Traian. Ce a însemnat din punct de vedere a traficului? A însemnat o stradă Paris, da, superaglomerată. Superaglomerată a însemnat Dacia superaglomerată, intrarea pe podul de la Urania, o supraaglomerare. Am trecut peste ele. Dar au însemnat niște sacrificii și niște eforturi. Au însemnat niște modificări de itinerar pentru deplasarea turismelor, probabil consumuri suplimentare, staționări suplimentare. Sigur, în momentul în care, dacă s-ar închide așa magistrale, de fapt noi nu avem magistrale în Cluj, magistrala este, din punct de vedere urban, un drum pe care noi nu ni-l permitem, nu ni-l permite arhitectura Clujului, din păcate. Dar asta ar însemna cel puțin o responsabilitate suplimentară privind redirecționarea fluxurilor de vehicule. Și asta ar fi obligatorie. Obligatorie, pentru că în momentul în care, să spunem, se închide o stradă care îmi duce 2000-2200 de vehicule pe oră, trebuie să-i dau alternativă. Și care e în Cluj? Mersul cu drona. Nu, dar, deci da. Clujul oricum este arhi plin și așa.
Dacă ar exista alt, dacă ar exista centură, am putea merge pe centură. Fără. Noi abia acum o construim, ar fi trebuit să o avem de mulți ani. Da, este bine totuși că o construim. Este foarte bine că o construim și sunt convins că își va dovedi eficiența. Această investiție financiară, pentru că este o investiție însemnată, își va dovedi eficiența într-un timp relativ scurt. Clar. Dar pe de altă parte, revenind la problema aceasta a dirijării fluxurilor de vehicule, este posibil. Nu că va fi bine, dar trebuie să ne gândim care ar fi cel mai mic, să spunem, sau acest deranj să fie cât mai redus. Și pe unde? Pe unde vedeți dumneavoastră? Dacă se închide 21 decembrie, pe unde să vină cei care călătoresc dinspre estul municipiului spre centru? Pe unde? Acum, să știți că sunt mai multe soluții. Strada București, oricum, știți că este aglomerat, acolo se mai construiește un mall. Da, asta este. Este într-un fel bine că se construiește, pentru că ne dezvoltăm, pentru că avem servicii, există... Cealaltă variantă este prin Gheorgheni, prin Gheorgheni și Mărăști, și îmi cer scuze, da, și Zorilor. Da, păi, acum, vedeți, noastră, nu aș duce prin cartiere, nu aș ocoli chiar așa mult, dar se pot crea niște sensuri unice, compensatorii, și asta înseamnă o redirijare a traficului de cartier, a traficului local. Aș prefera să, știu eu, aduc penalizări mici, deplasării locale în cartier, ca să câștig în deplasările majore. Asta, dar trebuie să-mi faceți un desen, că nu-mi dau seama cum ați gândit-o, dar da. o să-mi spuneți. Plus că, de exemplu, haideți să ne gândim, dacă ați spus de 21 decembrie, doar ca exemplu, fără nicio conotație de aplicabilitate, doar ca o simplă discuție. Vedeți, strada Dorobanților, ok, pe o perioadă în care se lucrează pe un tronson, poate fi o soluție de trafic în ambele sensuri, o soluție temporară. Poate să fie. Da, este generoasă. Adevărat, este generoasă și are joncțiuni destul de bine și destul de accesibile cu 21 decembrie, cu Aurel Play. Păi și în este un exemplu. Cu eroilor ce ne facem? Legat de eroilor, în momentul în care s-a hotărât reducerea carosabilului pe Eroilor pentru a crește accesibilitatea pietonală, sigur că edilii și-au asumat faptul că Eroilor nu va mai duce ce trafic ducea cândva. Nu știu dacă este rău, nu este rău. Nu este rău. Trebuie să ne uităm și la alte mari orașe. A, vedeți ce spunea și de curând arhitectul șef al județului Claudiu Salanță, că mobilitatea e despre oameni, nu despre mașini. Corect. Așa este, da. Acum nu este, dar vedeți dumneavoastră, dacă ne gândim la cei care au gândit mobilitatea urbană, au spus că orașul este al oamenilor și să-l redăm oamenilor. Da. Ei, vis-a-vis de această afirmație cu un primar, un om deosebit pe care îl respect dintr-un alt oraș, dintr-un alt municipiu al țării noastre, îmi spunea, da, uite, vezi, noi trebuie să redăm orașul oamenilor, să se bucure de oraș, să se simtă bine și în siguranță, că și acesta este un punct important, siguranța. La care răspunsul meu a fost, da, sunt de acord, orașul este al oamenilor, dar mașinile ale cui sunt? Da. Ei, și aici a zâmbit, da. Mă rog, nu ne-am blocat, dar clar, trebuie să avem în vedere cererea și necesitatea de deplasare. Domnule profesor Filip, ați contribuit la un linie directoare pentru zona de, cum să-i spunem, nord-est a municipiului, adică cea dintre Bulevardul Muncii și Someș. Da. De fapt, acolo este și sediul facultății pe care o conduceți. Spuneți-mi puțin, că acolo au apărut niște drumuri noi și frumoase pe faleză, pe faleza Someșului, sigur. Da.
pe planuri arată bine, nu știu când se vor întâmpla ele, dar filozofia mi-ar plăcea să mi-o descrie. Sigur, mai avem vreo 5 minute, cer scuze, asta încercăm este. Să ne... Da. Să fim conciși. Da, aglomerați și aici la emisiune. Da, așa e în Cluj. Da, da. Așa e în Cluj. Dau pe din afară. Practic, acest proiect, arhitectul cu care, care de fapt a gestionat din punct de vedere arhitecturii zonei. Rareș Drăgan. Rareș Drăgan, da, și țin mult la ceea ce a făcut. Noi am colaborat pe partea de trafic, de fapt este un proiect de reabilitare a zonei urbane. O reabilitare a zonei urbane. Recâștigă fost... orașul acel teren care a fost industrial și acum nu mai este utilizat. Și a fost pentru prima dată când am avut posibilitatea să creionez drumuri, să organizez de la zero. În ideea și în perspectiva că în următorii 10-20 de ani se va înfăptui totul. A fost o oportunitate fantastică să nu lucrez cu constrângeri de genul asta e o clădire, nu putem muta aici, nu putem să facem... Acolo am putut să facem tot și dacă se va respecta, proiectul a trecut prin... De fapt e un plan de urbanism zonal, dar noi așa îi spunem. Revitalizare. Rareș și spunea viziune. Da, e o viziune și de revitalizare. Cei de la primărie spun plan director... Da? Și a trecut într-adevăr prin Comisia de Urbanism chiar, cred că luna aceasta. Da, prin Comisia de Trafic a trecut ceva mai devreme, dar vreau să vă spun că pentru prima dată am avut ocazia să fac acest lucru, dar nu faptul că am creionat și am organizat deplasările din punct de vedere a traficului, dar faptul că prin cele 4 poduri suplimentare care le prevede obligatoriu acest proiect, vom schimba în totalitate. În toată zona aceea, mă refer la zona de est a municipiului, traficul, condițiile de trafic. Solicitările vor fi altele și până la urmă vom ajunge la o deplasare mult mai comodă și, să spunem, agreată de participanții la trafic. Și șoseaua nouă care va veni, da, va fi pe lângă Someș, va pe lângă Someș va avea, și... înțeleg că prioritate pentru mijloace de transport în comun. Nu. Nu? Păi Rareș Drăgan așa știu spune. Știu că el tot, noi aici am avut nu o divergență, dar puncte de vedere distincte. Propunerea pe care am avansat-o noi ca și laborator de trafic a fost ca transportul public să aibă benzi dedicate pe Bulevardul Muncii. Care urma să se lărgească? Da, da, să aibă pe și muncii, iar practic în... tramvaiul să aibă cale proprie. Da, 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 în limita în care se va putea, dar pe de altă parte ne-am dorit ca noua arteră, o arteră de legătură cu două benzi pe sens pe care o deschidem, se propune să se deschidă pe conturul Someșului, cu o promenadă frumoasă pe partea cu Someșul, să fie cu două benzi pe sens și să o vrem dedicată turismelor, pentru că în felul acesta multe puncte de conflict le vom gestiona mai bine. Trebuie să ne gândim, ceea ce ne deranjează zona aceea, nu avem conexiuni peste Someș. Ori în momentul în care creăm noi conexiuni, paradigma de trafic se va schimba. Noi am simulat ce se va întâmpla. Deci zona aceea va deveni practic o zonă în care chiar se va putea trăi. O zonă care va rezidențial, fi rezidențial, comercial, industrial. Și industrie, pentru că sunt deja companii acolo care își doresc să rămână și care au tot interesul și sigur că este și în beneficiul lor să se dezvolte trama stradală și să fie organizată și optimizată această tramă stradală. Și sunteți beneficiar, având în vedere că facultatea, cum spuneam, este chiar acolo la Bulevardul Muncii. Da. Domnule profesor Nicolae Filip, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Cam asta a fost discuția noastră de astăzi. Sper că oamenii pot să-și tragă propriile concluzii. Invitația noastră care ar fi? Să încerce să circule mai mult fără mașină. Pe jos cu trotineta, trolebuzul, bicicleta și mai departe. Să circule mai atenți. Pentru că aceasta este o mare, mare problemă. Dar probabil cu o altă ocazie, un alt subiect ar fi de interes și de actualitate. Conduita în trafic. Oh, da. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. A fost alături de noi domnul profesor Nicolae Filip, decanul Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică din cadrul UTCN. Sunt Ionel Spuc. Să construim frumos, toate cele bune, la revedere!